Salut, eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi o să vă scot cu mine la o plimbare, să vizităm Oradea și să vedem câteva lucruri frumoase din ea. O să facem și o probă cu trotineta, să vedem cum se comportă după aproximativ un an de chime. Primul loc pe care o să vizitez o să fie Parcul Salca, așa se numește un loc de lângă Lotus Mall, în zona Nufărul din Oradea. O să tragem câteva cadre. Aici avem un tunel frumos. E bine umbrit, mai ales pe vară. Și cu multă verdeață. Telefonul este montat acum pe trotinetă. Sper să iasă niște cadre frumoase. Tot aici în parc avem și o pistă de alergat. Ea este cauciucată pentru a nu afecta încheieturile de la picioare. Este foarte moale. Ea se duce de arata parcului, înconjoară tot. Și aici ne apropiem de malul unui pârâu, în care avem niște plopi foarte, foarte mari. O să lăsăm puțin să meargă câteva cadre. Iar pe urmă o să mergem să căutăm un alt loc frumos de aici. Acum ne apropiem de o altă zonă frumoasă din parc, care va apărea imediat pe partea stângă. Este vorba de un lac destul de mare, aproape format din două părți, în care vom găsi rațe, boboci de rață, peștișori, pești colorați, braște testoase. Avem și o cijmea pe lângă care am trecut. Apa e bună, e rece, răcoritoare, e curată. Tot în parc mai găsim și mașinuțe de închiriat. Și mergem puțin mai în față. La o ultimă parte din Parcul Salca găsim locul de joacă pentru copii, în care avem tiroliane. Tot pentru ei, bineînțeles. Băncuțe pentru părinți. E curat și se păstrează. Iar tot așa, mai în față, pe partea stângă, găsim leagăne pentru copii, 3 topogane, fiecare cu forma lui. Iar tot așa, în partea din dreapta, vom mai avea încă 2 leagăne. Acum vom merge mai departe. Încă un loc frumos din Oradea. Este vorba de Catedrala Învierea Domnului. Noi mai spunem și Catedrala de la Piața Mare. Lângă s-au găsit niște ruine. Iar tot lângă se află cetatea din Oradea, care acum mergem să o vizităm. Acum avem un cadru din spatele catedralei. Am vrut să vin și aici să vă arăt câteva ruine ale unei biserici, Biserica Sfântului Spirit, datate din anii 1300. Tot aici se va face și o parcare subterană. Iar în spatele meu se află una din intrările cetății Oradea. Noi ne aflăm acum pe un pod de lemn și vom merge în interiorul cetății,
unde vom filma câteva cadre. Am ajuns la intrarea din cetate, unde suntem întâmpinați cu niște garduri metalice, niște uși uriașe metalice. În partea stângă suntem supravegheați de doi soldați, unul pe partea stângă, unul pe partea dreaptă. Niște muri metalice. Vom merge mai departe. Nu vom sta mult pre aici, pentru că nu mai este mult și apune soarele, iar eu vreau să mă duc și mai departe să mai filmez și alte locuri din Oradea. Asta a fost o parte din cetatea Oradea și aici avem poarta pe care am intrat. Acum am venit pe malul Crișului, din zona centrului Oradiei și o să tragem un cadru. O zonă amenajată foarte frumos. Avem o pantă destul de lină și cu o iluminare superbă pe timp de seară. Lăsăm cadrele să vorbească de la sine. Iar aici, în partea stângă, avem și o cascadă. Tot deasupra cascadei avem și podul Sfântul Ladislau, recent redenumit. Terase. O zonă bună de pescuit. Iar tot de aici o să mă mut puțin. Se va vedea turnul primăriei chiar deasupra mea. Și mergem mai departe. Un ultim loc vizitat pe ziua de astăzi este cu zona centrului istoric al Oradiei. În partea din față avem zona liniei de tramvai cu stațiile de tramvai. În partea din dreapta se vede greu, dar acolo avem podul Sfântul Ladislau. Mergem mai departe. Zona pietonală recent renovată. O statuie cu Ferdinand I. Fântâni arteziene. Multă lume, multe trotinete, mulți copii. Tot așa pe timp de seară avem o imagine iluminată spectaculos. Terase, unde putem servi pe placul inimii.
în partea din stânga vom vedea pasajul Vulturul Negru. Iar tot înainte vom avea Biserica cu Lună. Dar până să ajungem la Biserica cu Lună, o fântână arteziană aranjată frumos. În față avem Biserica cu Lună. Din ce am înțeles, ea arată fazele lunii și are montat o sferă care este de fapt luna pe care o reprezintă. Alte clădiri frumos renovate. O zonă pietonală recentă făcută. Iar în partea din spate zona de unde am venit cu primele cadre. Biblioteca județeană, dacă nu s-a mutat. Și aici avem așa, tot așa, o terasă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper să vă placă acest video. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Vă salut! Pa, pa! Un update și cu trotineta. Am ajuns acasă. Am consumat 55% baterie și am rulat aproximativ 12-13 km. S-a comportat foarte bine.